deja 30 de ani când stăm în mocier la asta. Subvențiile în agricultură, ele de multe ori se promit și se promite o cifră, se dă alta. Și atunci, mai ales când vine control, îți cate 1 milion de motive că să nu ți le dă sau să-ți dă cât mai puțin. Dar tu când lămâi unul la unul problemele, este foarte greu de supraviețuit și câteodată îți vine să lași mâinile în jos și să renunți la tot. De aceea, eu nu mai pot. Eu mă duc la vot. Nu mai pot. Cum se pot trăi așa? Pentru asta nu ne ajunge, dragii mei. De pe acolo, de pe bungi. Dar de mâncat îmi trebuie și un orez și o pâine. Și pensia asta, dacă e tot scump. Dar cine ajută pe bătrâni? Nimeni. Eu am trăit pe scotare, am călătorit mult și am văzut cum oamenii trăiesc altfel, mai ușor, mai simplu. Vreau și la noi acasă să fie tot așa. Eu nu mai pot. Mă duc la vot. La noi este un singur medicament. Când în toată Europa și pe tot globul pământesc sunt mai multe de 20. În bloc nu e dotat nimic pentru persoane cu dezabilități. Eu nu mai pot. Eu nu mai pot. Eu mă duc la vot.